Haideți să ne ridicăm în picioare, să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 13. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 13, pagina în Biblie 1027. Să ridice cei care au Biblia în mână, să ridice sus. Sper că data viitoare văd mai mulți. Citim cuvântul Domnului. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm, ce am văzut, ce știm și mărturisim ce am văzut. Și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Amin. Luați loc. Mă bucur că seara asta sunt aici, mă mângâi cu voi, așa cum ați știți cu toții, soția mea a plecat în veșnicie, mâine este o săptămână, mâine când am îngropat-o. Rugăciunile voastre m-au ajutat și vă rog să vă continuați rugăciunile ca Domnul să mă întărească, să mă călăuzească. Sunt momente grele când pierzi o asemenea ființă care face parte din tine. E o durere nu ușoară, ci grea. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu, frații m-au întrebat și mă întreabă: ce faci, cum te simți? Adevărul este că sunt trist, mâhnit, profund, dar am pacea lui Dumnezeu în suflet. Pentru că Dumnezeu a condus toate circumstanțele în așa fel, încât soția mea n-a suferit un an și 5 luni cât a stat la pat, în afară de dureri, de oase, de spate. N-a avut o suferință așa dureroasă ca să-i se dea tot felul de injecții, ci m-a rugat Domnului când a căzut la pat și Domnul i-a ascultat rugăciunea să nu sufere, să moară și să nu sufere, adică până la capăt să nu sufere. Apoi m-a rugat Domnul să moară acasă. N-am vrut să o dau la spital nicicum, au mai fost niște intervenții, ar fi trebuit să o mai ducem, dar nu mai avea niciun rost, numai așa ca să înceapă alt tratament sau avea o vârstă înaintată. Avea 94 de ani. Marți, ultima zi, a petrecut-o normal cu mine, a mâncat un pic și dimineața și la prânz și seara și a murit noaptea marți spre miercuri dimineața. Marți după masă, după ce m-am odihnit, am stat cu ea la masă, am ajutat-o să se pună pe un scaun la masă, eu am stat de cealaltă parte a mesei,
Și mi-a zis, sunt sătulă de zile, de viață. Și am zis, mi-aduc aminte de cuvintele din Scriptură care spune, așa i-am spus soției, care spune că Iov a murit sătul de zile. Și în momentul ăla au zâmbit puțin. A fost ultimul zâmbet care l-am văzut. Și apoi am întrebat-o dacă ar vrea să ne rugăm. Și a zis, da. Și eu m-am rugat, i-a pus mâinile peste mâinile mele. Și ca niciodată am zis în rugăciune, Doamne, noi nu cunoaștem viitor. Nu știu ce se va întâmpla, dar noi credem în împărăția Ta veșnică. Și noi credem, și eu cred, și noi credem amândoi, Doamne, că ne vom întâlni pe norii cerului în ziua aceea. Așa m-a inspirat Duhul să mă rog. Câteva cuvinte, apoi m-am rugat. A fost bine. Seara am pus-o în pat, am mai coborât odată la ora... mă sunaia pe la 9, că aveam, eu dormeam sus, ea nu mai putea urca sus, stătea în salon, într-un pat de spital a fost. Și apoi m-a sunat, am coborât pe la 9:30 și mi-a spus că ar vrea să ridice cu dore tare spatele, să o pui în fotoliu, să se odihnească puțin spatele. Și așa am făcut. A stat vreo 15-20 de minute, am mers la culcare. Apoi am pus-o din nou în pat, am mers la culcare și apoi n-am putut să dorm. N-am putut să dorm și era 12 noaptea. Și am scobor să văd dacă dorme, dacă totul e în regulă. Am coborât și când am făcut zgomot cu ușa, am tors capul. Și mi-a zis, bine că ai venit să mă mai pui un pic în fotoliu, că iară mă dore spatele și aș vrea să stau un pic să mi-l odihnesc. Și m-am dus și când am ridicat-o așa de pe pat și când am stat lângă ea pe pat, a zis, nu vrei să-mi fricționez cu mâna un pic spatele? Și am pus mâna pe spatele și am început să-i fac un masaj cu mâinile, cu mâna dreaptă. Vă spun asta pentru că în momentele alea, când i-am făcut acest masaj, i-am simțit trupul firav, am simțit o iubire față de ea, cum niciodată în viața mea n-am simțit. Parcă un val de iubire puternic m-a inundat în suflet. Mi-a venit și să plâng, dar n-am vrut să plâng, să nu o fac pe ea să plângă. Dar niciodată n-am simțit sentimentul ăla de iubire așa de puternic ca în momentele acelea. Am dus-o în fotoliu, am așezat-o și am stat mai bine de jumătate de oră. Eu am stat pe canapea, eu am stat în fotoliu, am aranjat puțin cu perne acolo. Apoi, mai bine 35 de minute, între 30 și 40 de minute, am pus-o din nou în pat, am așezat-o, m-am dus și m-am culcat, am adormit. Dimineața la 7:20, când m-am coborât jos, în pat am găsit-o moartă. Trecuse. Deci, vă mulțumesc din suflet pentru rugăciunile care le-ați făcut și înainte și de câte ori v-am rugat și au decurs lucrurile la mormântare. M-a rugat Domnului și pentru... De când a căzut la pat, am zis, Doamne, să nu sufere, să mor acasă. Când va fi mormântarea, să fie ridicate toate restricțiile ca să fie o mormântare normală. Și așa a fost. Cu 2 săptămâni în urmă, toate restricțiile au fost ridicate. Am putut face o mormântare fără mască, normală, și am făcut și un priveghi la care a fost fratele Daniel, duminică astăzi săptămâna, duminică seara, și apoi luni la 11 am făcut la o altă biserică, serviciul religios și mormântarea de la biserică. Și am putut-o face liber, fără nicio restricție, dar luni dimineața când m-am sculat, am văzut că e foarte norat. Și am zis, Doamne, Tu mi-ai ascultat toate rugăciunile până acei care le-am făcut pentru ea și pentru mormântare. Te rog din toată inima să dai soarele la
cimitir, când vom merge la cimitir, să fie soare. Și a fost un soare ca poate niciodată. Așa de frumos timp, deosebit, deosebit. Și am mulțumit Domnului că m-a mai ascultat încă o dată. Pentru că Dumnezeu nostru privește, zice că are inima îndreptată spre cel ce suferă, spre cel cu inima zdrobită și răspunde la asemenea nevoi. Vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze. Vă iubesc, vă doresc, numai când v-am văzut, când ne-am rugat, am simțit o mângâiere mare în suflet. Simt o mare mângâiere că am privilegiu din partea Domnului să vă vestesc cuvântul Lui, Evanghelia vieții, Evanghelia vieții veșnice. Rugați-vă în continuare, Domnul să-mi dea putere, tărie, să ne vedem mai des, să ne vedem mai mult, să stăm de vorbă mai mult din Scripturi, să ne rugăm mai mult împreună. Acum i-am promis Domnului că dacă va muri soția și după plecarea, am zis, Doamne, cât timp mai vreau să trăiesc? Vreau să-L trăiesc pentru Tine și împărăția Ta. Și vreau să mă cheltuiesc pentru frații mei. Vă spun cum de multe ori am repetat o imagine în rugăciune. Am zis, Doamne, aș vrea să fiu lumânare, ca o lumânare care arde, ea arde și se topește și se stinge. Și am zis, Doamne, așa aș vrea eu să fiu. Să ard pentru împărăția Ta, pentru numele Tău și pentru frații din biserică. Dacă ați întrebat lumânarea și ar putea vorbi, ce durere, ce suferință are, nu știu cum ar răspunde, dar aia e cea mai frumoasă imagine pe care o găsesc și pe care aș vrea să o trăiesc până la plecarea mea în veșnicie. Domnul să mă ajute, amin, să mă cheltuiesc și să ard pentru numele Lui și slava Sa. Aș vrea să vorbesc din textul acesta despre nașterea din nou, așa cum am citit acei. Domnul Iisus a întâlnit cu un învățător, cu un om care cunoștea bine Scripturile, legea și i-a spus clar și răspicat, dacă cineva nu se naște din nou, cu niciun chip, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a întocmit în mintea Lui, înainte de întemeierea lumii, așa cum ne învață Scripturile, acest plan, această istorie în mintea Lui, a mântuirii veșnice, El s-a gândit și a plănuit un om nou, un cer nou, un pământ nou. Pentru că omul nou nu poate moșteni cei vechi, ci numai un pământ cer, un pământ nou și un cer nou. Deci, în cadrul acestei lucrări de mântuire veșnică în univers, Dumnezeu s-a gândit la nașterea din nou a omului și a creației. De aceea ne vorbește Scriptura despre un pământ nou și un cer nou. Pentru că nașterea din nou o are nu numai creștinii sau oamenii care experimentează această naștere din nou, ci această naștere din nou o va suferi și o suferă și creația, pământul și cerul. Vă citesc în privința asta din capitolul 8 din Romani, care e foarte clar în sensul acesta. Deci Romani, capitolul 8, de la versetul 19, noi avem aici în versetele noastre cuvântul și termenul firea. De acolo este creația, așa, pe vremea lui, când s-a tradus Biblia, creației se spunea firea. E un termen învechit, dar în toate traducerile aia, acum se vorbește de creație. Deci eu am să zic creație, nu firea. Versetul 19. De asemenea, și creația
așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Adică întreaga creație așteaptă ziua aceea când noi vom fi descoperiți de Dumnezeu că suntem fiii Lui. Cum? Prin proslăvirea trupului nostru și prin schimbarea acestui trup de carne în trup de slavă ca lui Iisus Hristos, după înviere. Și asta așteaptă și creația, cu nerăbdare. Apoi versetul 20, căci creația a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, aici cuvântul stricăciune pot să-l înlocuiesc, din robia corupției, ca să aibă parte de slobozenia sau de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Așa cum copiii lui Dumnezeu vor avea parte de o libertate și vor cunoaște slava lui Dumnezeu în noul trup ceresc, așa va fi și creația. Versetul 22. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Observați? Versetul 23. Și nu numai ea, nu numai creația suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Deci Dumnezeu s-a gândit om nou, proslăvit, primul care a fost proslăvit și s-a bucurat de slava Tatălui, de un trup nemuritor, este Hristosul nostru care a înviat din morți și a care acum stă la dreapta Tatălui, ca mare preot. Și apoi Dumnezeu s-a gândit la un pământ nou și la un cer nou în care cei proslăviți se poate locui pentru veșnicia veșnicilor. Dar până acolo, hai să vedem că drumul, unde, cum începe și cum putem ajunge acolo, că textul asta ne învață. Ce înseamnă să fii născut din nou? Am înțeles că aici în biserică suntem deja unii care ne-am botezat în apă, ne-am hotărât să-L urmăm pe Domnul. Și atunci trebuie să învățăm și să înțelegem că această naștere din nou este, are un punct de demarare. De demarare pornește această naștere din nou când am crezut cuvântul lui Dumnezeu și am luat decizia, mă pocăiesc, îmi cer iertare, îmi recunosc păcătoșenia, mă pocăiesc și vreau să trăiesc o viață nouă. Ăsta e momentul de demarare, de pornire. Și acest proces al nașterii din nou, demarat odată, el trebuie să continue tot mai mult, până la moarte. Pentru că acest proces de a cunoaște noua viață în Dumnezeu, cu Dumnezeu, este un proces continuu. O să revenim și o să citim și niște versete. Hai prima dată să citim în Roman, capitolul 6, Roman, capitolul 6, Roman, capitolul 6, și vreau să vă citesc de la versetul 3, și 3 și 4. Acasă puteți citi mai mult, ca să aveți și mai mult, înțelegeți și mai mult. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă.
a murit împreună cu Hristos în momentul când am decis să mă pocăiesc. În momentul ăla Duhul Sfânt îmi dă viața nouă, adică Dumnezeu pune acest Duh de viață veșnică în mine, care înseamnă o viață nouă pentru viitor și după cărui îndemnuri trebuie să trăiesc în viața de fiecare zi. Deci, de aceea zice Pavel, uitați ce zice în Efeseni, în capitolul 2, zice, și citesc de la versetul 3, între ei, adică între lumea păcătoasă, eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți din lume. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Am murit împreună cu El, am fost botezați în moartea Lui și în versetul 6 din capitolul 2 Efeseni spune: El ne-a înviat din moartea păcatului împreună și ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. Asta este experiența cu care începem călătoria, umblarea cu Dumnezeu pe acest pământ. Și această călătorie, această umblare, ea trebuie să fie până la capăt, perseverentă, și în procesul acesta, în această umblare, trebuie să experimentăm o creștere, adică să descoperim noi dimensiuni ale vieții noi și altele dimensiuni și altele dimensiuni până la moarte și alte dimensiuni ale vieții noi, ale puterii învierii, experimentând în viața de fiecare zi, prin credință, umblarea cu Dumnezeu, confruntarea cu spiritul lumii, confruntarea cu ceea ce lumea vrea să ne facă și să ne împiedice, ca să nu ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Deci, am citit acum din Romani, v-am spus că am murit, am fost în viață împreună cu Hristos. Vreau să mai citesc din 1 Petru, prima dată, da, am nimerit la Tita, ci hai să citim prima dată, capitolul 3, Tit, versetul 5. Deci, Tit, capitolul 3, versetul 5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, adică nu că am avea un merit. Meritul este al lui Hristos Domnul, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dar această înnoire e un proces continuu. Astăzi Duhul Sfânt mă convinge de un păcat pe care nu l-am sesizat în viața mea. Mâine mă convinge și mă pocăiesc și îl abandonez. Mâine, Duhul Sfânt, poi mâine, de alt păcat, de altceva, din natura asta rea, Duhul Sfânt le vede toate. Și atunci trebuie să ascult și să mă las convins de Duhul Sfânt ca să mă tot pocăiesc, să mă tot pocăiesc. De-aia când zice Scriptura, sfințiți-vă, fiți sfinți, sfințirea e un proces a acestei vieți noi, e o continuare, am demarat prin această naștere din nou, pe care o declanșat-o Duhului Dumnezeu în mine și trebuie să ajung la o statura plinătății lui Hristos. Hai să citim acum din 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, prima dată. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou.
Cu? Prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Același gând pe care Pavel l-a scris în Efesenie, unde noi l-am citit în capitolul 2. Voi ați înviat împreună cu Hristos. Vedeți? Puterea învierii este sinonimă cu Duhul lui Dumnezeu care este în noi. Când Duhul Sfânt vine în viața noastră, noi deja începem să experimentăm puterea învierii, dar noi numai gustăm puțin. Întreaga plinătate a acestei puteri a învierii o să o avem dacă mergem până la capăt credincioși, ne sfințim viața, continuăm să creștem și în ziua când va veni Domnul sau dacă murim, înainte să vină Domnul, dar atunci la înviere, atunci vom căpăta plinătatea și desăvârșirea lui Iisus Hristos în care El este acum. Hai să mai citim din, pare să că tot la Petru o să mergem, 2 Petru, capitolul 1, versetul 4, 2 Petru, capitolul 1, versetul 4, zice, dar citești și versetul 3, citești și versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Versetul 4 e important pentru noi, prin care El ne-a dat, adică prin Hristos, toate făgăduințele. Ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași, aici scrie firii, dar eu zic, naturii dumnezeiești. Adică, în momentul când Duhul Sfânt vine în viața noastră, ne pocăim, ne smerim, ne lăsăm de păcat, de poftele lumii, noi primim natura lui Dumnezeu, natura lui divină și ne facem părtași acestei naturi divine. Asta citim acum, aici. Zice, ca prin ele să vă faceți părtași naturii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin popte. Observați demararea asta. Imediat ne facem părtași naturii lui Dumnezeu. Cum? Păi dacă ne pocăim, abandonăm păcatul, pe zi ce trece, dacă înaintăm, dacă creștem, chipul lui Hristos, caracterul lui, se face tot mai văzut în trăirea noastră, în umblarea noastră, în limbajul nostru, în gândirea noastră, în faptele noastre. Pe zi ce trece. Asta înseamnă procesul acesta continuu. Dar, vreau să mai fac o mică paranteză, am continuat cu procesul acesta de înnoire, de sfințire continuu și crescendo. Să vă spun că a fi născut din apă, a fi născut din Duhul, este a fi născut din Dumnezeu. Dumnezeu a fi născut din cuvântul Lui, e același lucru. Deci nu sunt lucruri separate, că ăsta e născut din Duhul, ăsta e născut din cuvânt, ăsta e născut din apă. Nu. Astea sunt sinonime. Exprimă același proces al nașterii din Dumnezeu. De aceea, uitați, de exemplu, Ioan are această expresie, hai să mergem în 1 Ioan, epistola 1 a lui Ioan, versetul 9. Am luat versetul ăsta așa, ca să un pic să înțelegem. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. O să le explic. Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Deci născut din Dumnezeu înseamnă născut din Duhul. Născut din apă, dacă vreau. Născut din cuvânt. Uitați cum zice Iacov despre această naștere. Același lucru.
Zice versetul 18, capitolul 1, epistola a lui Iacov, capitolul 1, versetul 18. El de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Cum ne-a născut Dumnezeu? Prin cuvântul lui. Cum? Am venit aici. Am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Am crezut. Și această credință o declanșat nașterea din nou. O rămas sămânța de muștar acolo. Și asta a declanșat credința. Am crezut acest cuvânt. Acum să rămân la versetul 9 să-l explic bine. Zice, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, o să zică cineva, și trebuie să ne gândim la asta. Dar de când m-am născut din nou, n-am mai păcătuit niciodată? Poate cineva să zică așa. Dar explic versetul. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, și aici e secretul în versetul ăsta, pentru că sămânța lui rămâne în el. Această sămânță este cuvântul lui Dumnezeu. Ei, atâta vreme cât împlinesc cuvântul lui, las ca cuvântul lui să se întrupeze în mădularele mele, cum zice în Romani 6 și explică acolo Pavel în tot capitolul, nu pot păcătui. Deci, în moment, atâta vreme cât eu ascult ce zice cuvântul, nu fura. Și sunt într-o situație unde aș fi tentat. Nu fura. Da, dar cuvântul lui Dumnezeu în mintea mea s-a întrupat în mâna mea. Și mâna mea nu mai fură, ci mai degrabă face bine și dă la un sărac și face un lucru bun. Dar dacă sămânța nu o las în mine, născut din Dumnezeu, trec într-o ispită și nu las ca cuvântul să se întrupeze sămânța, câtă vreme nu pot păcătui. De ce nu pot păcătui? Pentru că sămânța lui rămâne el, adică cuvântul îl împlinesc. Dar dacă nasc, atunci pot păcătui. Chiar dacă am fost născut din Dumnezeu. Da, dar păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, îl jignesc pe Dumnezeu, calc poruncile lui Dumnezeu și urmează ca legea lui Dumnezeu să mă pedepsească pentru ce am făcut. Hai să mergem la textul nostru, la Ioan capitolul 3. Zice, să ne uităm mai departe, zice cuvântul Domnului și mergem prima dată la Efeseni, iarăși, ca să înțelegem acest proces al pocăinței, demarate odată prin nașterea din nou, prin nașterea din Duhul, prin nașterea din Dumnezeu, prin nașterea din cuvânt, prin cuvântul Lui. Mergem din nou la Efeseni, capitolul 4, și zice așa cuvântul Domnului. Vorbește despre lumea în care trăim. Și când vorbești despre această lume, de la versetul 19, spune cuvântul Domnului, ei și-au pierdut, adică lumea, orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar nu trăim așa în lumea asta. Așa e lumea în care trăim. E murdară, spurcată, demoniacă. Știm ce legi să dau și se vor da în continuare, care sunt anticristice, aceste legi. Versetul 20. Dar voi, adică noi creștinii, dar voi, efesenilor care sunteți creștini, n-ați învățat așa, aici zice pe Hristos, nu l-am învățat noi pe Hristos, voi n-ați învățat așa prin Hristos. De la Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărul care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare.
No, asta e procesul nașterii din nou. Dezbrăcarea de omul vechi, cu poftele lui. M-am dezbrăcat de omul vechi, m-am dezbrăcat de poftele înșelătoare ale păcatului. Versetul 23. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Vedeți, înnoirea începe cu gândirea, pentru că ce gândesc, aia sunt, în primul rând. Nu ce fac, ci ce gândesc. Și înnoirea de aici trebuie să înceapă. Modul meu de a gândi. În voi să aveți gândul lui Hristos, spune cuvântul Domnului. Și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, pardon, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Mă dezbrac de omul cel vechi cu poftele lui și mă îmbrac cu omul cel nou care se echipare după chipul lui Dumnezeu, adică mă îmbrac cu Hristos. Și chipul lui Hristos în mine înseamnă caracterul lui care se exprimă în viața de fiecare zi, prin trupul meu, în lumea în care trăiesc, în relațiile mele și în comunicările mele. Uitați ce zice Apostolul Pavel când scrie Galatenilor, zice în capitolul 3, versetul 27, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Dar cum mă pot eu îmbrăca cu Hristos? Păi cum am citit în Efeseni, m-am dezbrăcat de omul cel vechi și poftele lui, mă las înnoit de Duhul Sfânt la nivelul minții și mă îmbrac cu omul cel nou după chipul lui Dumnezeu, adică cu Hristos mă îmbrac, cu caracterul lui. Asta vă spun în paranteză. Poate mai apucam noi să stăm de vorbă. Pecetea despre care vorbește cartea Apocalipsei, pecetea lui Dumnezeu, este chipul lui Hristos. Când judecățile lui Dumnezeu apar și lovesc, îngerul care duce la împlinire judecățile lui Dumnezeu, în cine vede chipul lui Hristos, nu s-atinge de el. Pecetea este chipul lui Hristos. Asta vă spun în paranteză, că aici ar mai să vorbim. Dar asta mă învață și ne învață toată Biblia. Acum, putem să mergem la la Coloseni, capitolul 3, versetul 5 prima dată. Aici mă învață în versetul 5 cum să mă dezbrac de omul vechi. Zice, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Dar cum să le omor? Sună ciudat, nu? Să omor mădularele voastre, mădularul care sunt pe pământ. Dar cum să, ce să înțeleg din versetul ăsta? Cum să-l omor? Hai să zicem, când aveți voi rugăciune, vinerea seara. Vinerea seara vine Duhul Sfânt și îți spune în cuget. Seara asta este rugăciune. Du-te la rugăciune. Ai părtășie cu frații, primești puteri noi, crești, te maturizezi, înveți. În același timp, natura veche, pofta firii, vine, firea pământească. Știi, e vineri seara. Mai bine stai și te odihnești, că ești obosit, ai terminat o săptămână de lucru. Mai te uiți un pic la televizor, blestemul viacului acesta e televizorul, pentru creștini mai ales. Te uiți la televizor, poate e și un meci care ți-e place, e și mai rău atunci. Deci, vine Duhul care mă îndeamnă la rugăciune și vine firea pământească care mă îndeamnă la fapte ale firii, ale lumii. De cine ascult?
No, cum pot omorâ? În momentul când ascult de Duhul Sfânt și mă duc la rugăciune, am omorât fapta firii pământești. Am omorât-o. De-aia Pavel, tot în Roman, zice despre acest proces, să zic așa, despre această scurgere care face parte din acest fenomen al omorârii, zice în capitolul 8, Roman, versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, adică după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Exact ce am explicat. Seara asta e rugăciune. Am ascultat de Duhul Sfânt, am venit la rugăciune, primesc o nouă impulsiune de viață. Hai să zic așa, o nouă întăritură în sufletul meu și viața să desfășoară și mai tare în mine, viața lui Hristos. Dar dacă ascult de firea pământească, n-am omorât fapta firii pământești. O pot face să moară. Cum? Ascultând de Duhul și făcând ceea ce Duhul îmi face, îmi spune să fac ca să mă apropii de Dumnezeu. Deci iată cum este nașterea din nou despre care am spus. Și dacă suntem tot la Coloseni, am citit versetul 5, dar vreau să citim și de la versetul 9 până la versetul 10, zice, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Deci cum pot identifica pe cineva că s-a dezbrăcat de omul vechi? Că nu mai are fapte ale lumii. Curvia, lăcomia, răutatea, ura, dușmânia, minciuna, hoția și așa mai departe. Și acum zice în versetul 10, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Observați că și în Coloseni și în Efeseni am citit după chipul. Totdeauna e important să știm că viața asta nouă, pe care noi o lăsăm să pulsioneze, trăind după îndemnurile Duhului în noi, reflectă, oglindește chipul lui Dumnezeu, chipul lui Hristos. De-aia lumea nu știe, nu înțelege. Rămâne uimit, văzând această reflectare a unui caracter care nu-l înțelege lumea. După chipul lui Hristos. Acest lucru trebuie să-l dorim, să-l iubim. Zice Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, mă uit la ceas că nu este ceas nicăria și nu vreau să fiu prea lung. Pentru voi, poate și pentru mine că sunt obosit. Dar în seara asta mulțumesc Domnului că-s mai tare ca în celelalte dăți când am venit la voi. Și asta rugăciunilor voastre și rugăciunilor altor frați. Și mulțumesc Domnului pentru asta, că e o mângâiere pentru mine, e o încurajare și o îmbărbătare, pentru că este un proverb care zice că cine udă pe alții la rândul lui și este el udat. M-a întrebat odată un frate care a fost rector pe la Facultatea de Teologie din București, acum e în America, care a tradus Noul Testament, Johnny Tipei. Stă la mine acasă câteva zile, acum vreo 10 ani a fost asta. Și m-a întrebat, frate Luca, zice, îți place să predici? Zic, mie îmi place tare mult. Dar zice, nu știu, zice, parcă mie nu mai îmi place și îi spun de ce, Luca. Și când mă duc undeva într-o adunare, frații știu tot, că-s rectorul la fac, că-s păstorul la Filadelfia în București, că scriu, că public. Și nu există, dacă mă duc și mă pui pe ultima bancă, imediat vin la mine, mă pune acolo în față și mă pune la predică. Și câteodată așa vrea să mă odihnesc, să stau liniștit. Și mă mir că tu îmi spui asta, că-ți place să predici. Și i-am spus, ce i-am spus lui, vă spui și vouă, când vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu,
Nu contează că vorbesc aici într-o adunare sau vorbesc la un individ pe stradă, în farmacie când mă duc sau la în tren, în avion și așa mai departe, la telefon. Dar când vorbesc cuvântul lui Dumnezeu, poate că v-am mai spus asta. Dacă-s bolnav și mă doare ceva, nu mă mai doare nimic. Dacă mi-e foame, nu mai simt foame. Dacă mi-e sete, nu mai simt sete. Dacă se întâmplă ce? O reînnoire, o reîmprospătare. Mângâierea pe care o simțiți voi nu rămâne în voi, ea se întoarce și vine și la mine. Mă înțelegeți, fraților? Ascultarea voastră mă încurajează, mă întărește, mă ridică, mă îmbărbătează ca să-mi continui slujba la care m-a chemat Dumnezeu. Altfel, n-aș putea, dacă n-aș primi nimic de la Dumnezeu, numai voi ați primit. N-aș putea sta. Eu sunt aici prin voi, adică prin harul lui Dumnezeu, prin mângâierea care o capăt de la voi și mângâierea care o primiți voi de la mine. E un circuit a vieții Duhului Sfânt în mădularele trupului. Și Domnul să ne ajute să le experimentăm tot mai mult. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, spune cuvântul Domnului: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Aș vrea ce auzim în seara asta, despre acest proces al nașterii nouă, despre această viață nouă, despre această înnoire care trebuie să fie un lucru continuu, să ne rugăm Domnului să înțelegem tot mai mult și să o aplicăm și să experimentăm. Mă uit în mine, acum mă corectez, de asta cer Domnului ajutorul, sprijinul, călăuzirea, îndrumarea, sfatul. După aia mă corectez de altceva, după aia mă corectez și așa este creșterea spirituală. Despre asta vorbește Apostolul Pavel și zice în 2 Corinteni, capitolul 5, 2 Corinteni, capitolul 5, 2 Corinteni, capitolul 4, pardon, versetul 16, uitați ce zice: de aceea noi nu cădem de oboseală, mai vorba de noi creștinii, de aceea și din totdeauna și care ori mai fi. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, îmbătrânește, pleacă și se termină, omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Ce putere are Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu! Cât de bătrân o-i fi până la bătrânețe, omul ăsta trece. Dar puterea lui Dumnezeu din noi trebuie să crească cu fiecare zi tot mai mult. Să fim plini de putere, plini de Duhul Sfânt, plini de viața lui Iisus Hristos și tot mai mult să reflectăm, să oglindim în relațiile noastre, în trăirile noastre, în umblările noastre, caracterul sfânt a Domnului Iisus. Și Domnul să ne ajute la asta, pe fiecare din noi. Mă gândesc să mă opresc aici, că e 5:30, și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum, eu sper să ne vedem mai des, să ne sfătuim mai mult din Scripturi. Rugați-vă ca Domnul să-mi dea sănătate, putere, ca să ne putem bucura din Scripturi, cu cuvântul Lui și să putem ajunge împreună apoi, să ne întâlnim pe norii cerului și cu soția mea, cu Caterin. Că singura speranță care eu mai am este asta, învierea și întâlnirea cu ea pe norii cerului. Și Domnul să ne ajute pe toți. Suntem oameni și aici majoritatea suntem născuți din nou. Acum trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne impulsioneze această viață nouă, să se dezvolte în noi tot mai mult de această viață nouă, care arată chipul lui Dumnezeu, chipul lui Iisus Hristos. Deci, Domnul să ne dea puterea aceea, să ne rugăm pentru asta. Doamne, călăuzește-mă cu puterea Ta în fiecare zi.
călăuzește-mă cu lumina și credincioșia ta, să pot ajunge să împrăștii mireasma lui Hristos. Parfumul acela, despre care lumea zice, eu așa ceva n-am mai văzut, n-am mai simțit, de unde, cum? Pentru că cine e născut din Duhul, e ca și vântul care vine și nu știi de unde vine și nici încotro merge. Așa înseamnă să răspândești această mireasmă a lui Iisus Hristos și Domnul să facă din noi, din fiecare și din biserica de aceea, o mireasmă în lumea în care trăim, în care să se vadă adevărata viață a celui ce a murit pentru noi, dar care a înviat din morți și stă la dreapta Tatălui. Amin! Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Amin!